Pacea Domnului și mă bucur că suntem împreună în această după-amiază și aș vrea să vă mai salut o dată cu pacea Domnului. Așa. V-a fost teamă vreodată? Ați avut vreodată simțământul de frică, de teamă? Da sau nu? Pe cine n-a avut înseamnă că nu a trăit. Când a apărut prima dată teama sau frica? Încă din grădina Eden, da? Când Dumnezeu, la întrebarea unde ești, Adame, ce a spus, ce a răspuns Adam? Ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică și m-am ascuns. Henry David spune așa, să nu-ți fie frică de nimic decât, mai mult decât de frică. Haideți să deschidem pentru început în Matei, capitolul 14, începând de la versetul 26 și să luăm un exemplu. Când l-au văzut ucenicii, umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă, și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Petru a avut două opțiuni. În primul rând, teama îi spunea să nu cobori din barcă. Însă încrederea îi spunea, coboară din barcă și du-te. A biruit sau n-a biruit? Frica, Petru. A biruit-o, da? Pentru că raportul ne spune că a coborât din barcă și a mers. Însă, versetul 30 nu mai spune ceva. Că vântul era tare și ce a făcut Petru în momentul când vântul a fost tare? S-a predat cui? S-a predat fricii. Și în momentul în care s-a predat fricii, ce s-a întâmplat cu el? S-a afundat. Dumnezeu în Sfânta Scriptură, exact așa, expresia aceasta, nu te teme, se găsește de 65 de ori. Să nu vă teme, sau asta se găsește mult mai mult, dar deocamdată expresia nu te teme de 65 de ori se găsește în Sfânta Scriptură. De ce Dumnezeu insistă atât de mult cu această expresie? Nu te teme. Știi că noi ne temem, da? Da, corect, știe cu cine avem de luptat. Cred că motivul pentru care Dumnezeu spune atât de des nu te teme este că teama nu face altceva decât să ne afunde tot mai jos. Teama distruge credința și devine un obstacol pentru în calea încrederii și ascultării de Dumnezeu. Care este prețul unei atitudini pline de frică? Dacă avem frică, avem de plătit un preț. În primul rând, pierderea respectului de sine. Atunci când ești confruntat cu o situație dificilă, ai două opțiuni. Prima, să abordezi, să confrunți situația și să mergi mai departe. Sau a doua, să o eviți și să te ascunzi de situație. Evitarea ucide simțul încrederii în sine și al respectului de sine. 2. Ratarea destinului. Dacă trăiești în frică, nu ai experimentat niciodată potențialul pe care ți l-a așezat Dumnezeu în tine. Și m-am gândit la un exemplu, tânărul bogat. Avea potențial tânărul bogat? Avea un potențial foarte mare. Însă, teama de a pierde ce anume, bogăția, l-a făcut să rateze un destin deosebit, și anume de a fi pentru totdeauna împreună cu Iisus Hristos. Și 3, pierderea disponibilității pentru Dumnezeu. Frica întotdeauna ne șoptește că Dumnezeu nu este o realitate mare pentru a ne purta de grijă. Ne face să-L percepem pe Dumnezeu într-un mod distorsionat. Da, totdeauna, atunci când ne este frică, pe Dumnezeu îl vedem într-un mod distorsionat, într-un mod în care El nu este în stare să aibă grijă de noi. Dumnezeu vrea să-ți spună
că durează doar câteva minute. Se povestește de un tată care și-a luat băiețelul de 10 ani și au mers să facă parasailing. E un fel de o coardă legată de o barcă cu motor și în momentul în care pornește, parașuta din spatele acestei corzi, care vine ancorată pe persoană, îl ajută să ridice în aer. Și cel cu barca i-a spus, la ce înălțime vrei să ajungi? La 130 de metri? La 270 de metri? La ce înălțime vrei să ajungi? Și fiind costurile prea mari pentru înălțime așa de mari, a ales la 130 de metri. Însă la un moment dat băiatul îi spune tatălui, tată, dar totuși, parcă am un simțământ așa de teamă, de frică, nu știu dacă m-aș putea descurca. Tatăl stă bine și se gândește, băi, dacă aș avea și eu 10 ani, nu știu dacă aș înghiți insect, aud că va trebui să zbor la 270 de metri. Și atunci discută cu băiatul și îi dă opțiunile. Băiatul stă un moment, se gândește și ia decizia. Vreau să urcăm la 270 de metri. Că durează doar câteva clipe. Și apoi, amintirea rămâne cât? Toată viața. Așa și Dumnezeu spune în Psalmul 103, cu 15, spune așa. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca iarba de pe câmp. Zilele noastre sunt scurte, durează doar câteva minute. Însă, în schema veșnică a lucrurilor, viața ta este mai scurtă decât ai putea imagina. Dar tot ceea ce faci prin credință, de fiecare dată când te încrezi în mine, de fiecare dată când acționezi în ascultare și sari ca răspuns la invitațiile mele, rezultatul care este, toate acestea le vei avea pentru totdeauna. Este timpul să sari. Puneți încrederea în Dumnezeu și cu siguranță frica va dispărea. Dacă încă ți este frică, înseamnă că nu ai experimentat relația ta cu Dumnezeu, cât de puternic este și cât de gata să ne salveze în orice situație. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Teama, frica, spaima, groaza, fobia sunt cuvinte care au nu numai un loc în dicționar, ci au o semnificație adâncă și în viața noastră. Frica face parte din natura noastră, este o componentă a existenței umane. La tot pasul se găsesc subiecte de teamă, în casă, pe stradă, în călătorii, în aer, pe pământ, sub pământ, în apă, în spațiul cosmic, în literatură, în știință, în imaginația și visele noastre. De fapt, ne temem de viitor, purtând în noi mereu banala grijă a zilei de mâine, a existenței noastre. Ne înspăimântă gândul că, dacă nu se trece la acțiuni hotărâte de limitare și eradicare a poluării în următorii 20 de ani, mediul nostru înconjurător se va schimba atât de mult încât, într-un viitor nu prea îndepărtat, viața va dispare, frumoasa noastră planetă devenind un imens pustiu fără imens. Oamenii se simt victime ale împrejurărilor primind cu respirația întretăiată știrile care parvin de pe diferite meridiane, așteptând fără putere desfășurarea evenimentelor. Omul modern se cutremură în fața perspectivei demografice fără procent și fără soluție. Dacă populația globului continuă să se mulțească în ritmul actual, în anul 2900 s-ar ajunge la 60.000 de miliarde de locuitori, iar în anul 3900 la 2 miliarde de miliarde, adică 300 de persoane pe metru pătrat, dacă ar fi posibil. Nu este acesta un motiv de groază? Omul ar vrea să știe dacă este singur în univers, dar dacă în una dintre lumi ar exista ființe inteligente, se întreabă cu îngrijorare. Cine ar fi stăpânii? Noi sau ei? Omul se teme de OSN-uri, de contactul cu eventualele ființe extraterestre. De aceea, este frica aproape sau departe, de toate la un loc. Nu numai de unele, îi e frică de ceea ce este în interiorul lui. Frica îl urmărește pe om că trăiește ca o umbră. În definitiv, omul se teme de suferință și de moarte.
Frica morții îi străjuiește viața din leagăn până la trecerea în neființă. Priviți un om îngrozit, uitați-vă la fața lui îngălbenită și schimonosită, priviți chipul descompus, dezumanizat, umbrit de frica morții. Nu poate fi oprit. Drama morții se repetă de 7200 de ori la fiecare 60 de minute și de peste 150.000 de ori zilnic. Dar teama face în adevăr parte din noi. Trebuie să fim însoțiți de frică mereu. De unde vine frica? Este cumva o boală psihică a omenirii, o boală ereditară a noastră a tuturor? Poate fi oare îndepărtată prin mijloace educaționale? Sunt oameni care susțin așa. Alții cred că este o stare afectiv-emoțională care declanșează instinctul de apărare. Acesta nu este un răspuns, o rezolvare, ci doar o slabă, o neputincioasă încercare de justificare a resemnării omului. Toți oamenii sunt fricoși. Curajul, îndrăzneala, se manifestă doar atunci când nu e pericol, când raportul de forțe este favorabil sau în caz de disperare. Vrem să scăpăm de teamă, să fim liberi de tirania ei milenară. Toți oamenii vor aceasta și au dat soluții, dar odată cu trecerea timpului, odată cu intrarea în ultimele etape ale civilizației, teama a fost alimentată și amplificată la puterea științei secolului nostru. Nu, omul nu are o cheie pentru lămurirea problemei. Doar cartea cea veche, cartea cea ignorată, totuși cartea cea actuală, Biblia mea și a dumneavoastră ne poate spune totul. Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină, mi-a fost frică și m-am ascuns. Mi-a fost frică. Atunci, acolo, s-a născut prima dată această noțiune. Atunci, vocabularul omului a crescut în mod dramatic cu un cuvânt, frica. Acolo gama sentimentelor lui a fost umbrită prima dată de simțul nesiguranței, al îndoielii și groazei în fața unui viitor necunoscut. Cuvântul cel veșnic deține singura explicație certă despre originea fricii. Atât timp cât omul a stat lângă Dumnezeu, s-a simțit în siguranță. Mintea lui nu era bântuită de gânduri neplăcute. Nimic în jurul lui nu inspira teamă. Atunci însă, când Adam a consimțit la despărțirea de Creatorul lui, chiar atunci, mintea i-a fost cuprinsă de neliniștea pe care nu o simțise niciodată mai înainte. Era un sentiment nou și neplăcut. Gândul înstrăinării de Dumnezeu îl răscorea dureros, îl chinuia. Marea ruptură între cer și pământ, între Dumnezeu și om, se produsese. Ce va urma oare? Mai e posibilă vreo legătură cu izvorul vieții, luminii și puterii? Va rămâne oare, în mod iremediabil, singur? Iată câteva din întrebările care băteau cu mănușa de fier în fereastra conștiinței lui. Fără Dumnezeu, omul se simțea singur. Un moment l-a dus la izolare de toată populația cerului, l-a legat de pământ. Frica a început să macine la rădăcina vieții, scurtând existența omului. Teama omului nu este numai un sentiment negativ, o emoție provocată de pericol, nici doar un sentiment pentru instinctul de apărare, ce reprezintă cu mult mai mult. Frica este expresia îndepărtării lui de Dumnezeu. Dar teama este oare marele inevitabil? Este frica un cerc de foc din care omul nu va putea scăpa niciodată? După chinuitoare căutări, după disperate implorări, după obositoare frământări, nu e posibil să atingem o sferă în care frica să nu ne mai ajungă? Biblia noastră spune, da. Dumnezeul nostru are o soluție pentru vindecarea omenirii de această boală sufletească. Amin.
Așa de scurt ai vremea, e gata de sfârșit, iar clipele este aur și n-am de risipit. Ați auzit? Este glasul Domnului nostru. Domnul Hristos s-a apropiat de noi. Ne-am înfricoșat de întuneric, de întinderea și puterea Lui, de ignoranța spirituală și de otrava pe care a injectat-o în conștiințele oamenilor. Ne-am spăimântat zgomotul valurilor înspumate, amenințarea din glasul lor continuu. Ne-am simțit timorați în fața zidului lor crud, neiertător. Ne-am văzut copleșiți de parada forței vântului care biciuie fără milă, fără răgaz, uneori chiar dincolo de ușa încuiată a cămăruței noastre. Sau poate ne-am îngrozit de agresiunea păcătuirilor reci, necruțătoare, chiar în șubreda și greu încercată borna conștiinței noastre. Creștini, priviți deasupra valurilor, străpungeți întunericul, ascultați-i vocea. Nu vă temeți, eu sunt cu voi, până la sfârșitul veacurilor. Iisus Hristos este cu noi. Să ne mai temem? El este prezent pentru a lumina inimile noastre și a alunga întunericul îndoierilor și ignoranței, pentru a opri vântul influențelor nefaste și pentru a ne ridica deasupra puterii valurilor la El. Ciudat este că levităm și pe El. Ne temem chiar de Dumnezeu, care a venit să vindece teama noastră. De peste 6.000 de ani ne caută și de peste 6.000 de ani ne ascundem. Vrem să fim singuri, fără prieteni, fără Dumnezeu. Atunci, cauza înstrăinării și însigurării noastre este mai adâncă, este în noi, și nu vreți să veniți la mine, să aveți viață. Cauza care a întrerupt viața este aceeași care a adus singurătatea, înstrăinarea și frica. Noi suntem în stare de beligerantă cu Dumnezeu. Am spart armonia Universului prin neascultare, prin încălcarea eticii cerului. Suntem infractori. Suntem vinovați, de aceea ne e teamă. Vina atrage după sine condamnarea. Aceasta este urmarea. Și noi, ca și dumneavoastră, ne temem de urmări, căci abaterele noastre au urmări veșnice. Păcatele noastre sunt cărămizile unei temnițe care ne-a izolat de lumina soarelui ceresc, de puterea adevărului, de prezența Duhului Sfânt. De aceea suntem singuri, străini și fricoși, pentru că ne aflăm dincolo de zid, în umbra Lui. Cu toată vinovăția noastră, Dumnezeu s-a îngrijit ca noi să putem ieși de sub călcâiul acestei soarte. El a străpuns gratile zidului, a făcut o breșă prin care să putem deveni liberi. Crucea Lui a demolat zidul și a devenit garanția eliberării noastre. Să ne mai temem de oameni, de împrejurări, de evenimente, să ne mai fie frică de zidul rece al valurilor nezadornice, să ne mai îngrozim de forțele întunericului care planează peste frământata lume a talazurilor sau de furia oarbă a vântului eroilor omenești? Nu, creștine, nu te teme. Iisus Hristos l-a biruit pe toate. Tu ești cu El și tu poți fi biruitor.
Privește înapoi pe drumul pe care te-a călăuzit el până acum. Ai vreun motiv de teamă? Ți-a lipsit hrana sau îmbrăcămintea? Ai suferit de fric sau de sete? El îți spune, caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu, mai întâi cununa de biruitor. Biruința înfrânge teama, luptă și biruiește. Biruiește cuvântul, mâna, piciorul, gândul, biruiește imaginația, fantastica lume lăuntrică. Biruiește și vei fi erou. Cununa este pentru biruitori. Încununează-l în tine pe marele biruitor. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci nu te mai teme. Aceasta este rezolvarea pe care ți-a rezervat-o Dumnezeu și tu ai dreptul să te bucuri că ești cu El. Ai putere să biruiești cu El. Nu te mai teme de suferință, nu te mai teme de moarte. Dar lucrurile nu se opresc aici. Iisus a pregătit o biruință completă, desăvârșită, o biruință cerească, spre a spulbera orice motiv de teamă. La cea din urmă trâmbiță, morții vor învia, nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boltul moarte? Biruință asupra păcatului, asupra morții, asupra autorului lor, asupra fricii. Acesta este totul. Iisus Hristos a dat o rezolvare veșnică. Nu vă temeți, eu am biruit lumea. Eu țin cheile morții și ale mormântului. Mult timp nu mai este. Se apropie biruința, este la ușă. Momentul suprem al istoriei este pregătit pentru inaugurarea veșniciei. Iisus vă așteaptă să vă spună, veniți biruitorii Tatălui meu și moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemerea lumii. Amin. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Psalmul 34:7. James Hoagland, colportor adventist, trebuia să traverseze un lanț de munți pentru a duce Evanghelia în casele răspândite pe celălalt versant.
Poteca era îngustă și primejdioasă, având în dreapta peretele cu colții de stâncă, iar în stânga prăpastia. La o curbă scurtă, peretele era atât de înclinat încât acoperea trecerea. Jos, abisul. Colportorul a fost nevoit să lepede rucsacul pentru a-și putea continua drumul. În alt punct, cărarea îngustă deveni alunecoasă. Un singur pas greșit, o alunecare de câțiva centimetri și putea să-l coste viața. Privi în jos, se înfioră. Prăpastia se termina într-un întuneric din care se întrezoreau bucăți de stânci rupte din cărarea de sus, de unde era el. Neliniștit, el înălță întâia rugăciune, cerând lui Dumnezeu să-i trimită ajutor ceresc. Apoi, lepădă pantofii, se simți mai întărit și merse înainte. Când a traversat o vale, poteca era așa de îngustă încât a fost nevoie să meargă cu mare atenție pe vârfurile picioarelor și să se țină de colții ieșiți din peretele din stâncă. A continuat apoi coborârea primejdioasă, fără teamă, până ce a ajuns în vale la case. La prima căsuță, stăpânul l-a întrebat: unde este tovarășul dumneavoastră de drum cu care ați traversat muntele? N-am avut niciun tovarăș, sunt singur, răspunse colportorul contrariat. A fost cineva cu dumneavoastră, răspunse omul. V-am urmărit de când ați început coborârea. Erați doi. Nimeni nu poate să traverseze singur acest munte. Cine a plecat singur nu s-a mai întors niciodată. Misionarul Hockland și-a amintit de rugăciunea înălțată și de făgăduințele lui Dumnezeu. Fusese însoțit de un tovarăș ceresc. Amin.
Lângă o localitate din Rwanda, există o pajiște înconjurată de boscheți pe care localnicii o ocoleau, fiindcă fusese blestemată de șeful lor. Într-una din zile, poposi acolo pastorul Denolve, care, necunoscând istoria pajiștii, și-a instalat cortul chiar pe ea. Aflând despre blestemul care apăsa asupra locului acelia, pentru a nu da naștere la prejudecăți, pastorul a părăsit localitatea a doua zi dimineața, împreună cu oamenii care îl ajutau la transportul bagajelor. Ei căutau un loc potrivit pentru o nouă stațiune misionară. Terenurile erau accidentate și primejdioase, iar călătorii mergeau încet, cu multă atenție. Pe când treceau peste o prăpastie îngustă, pastorul și suita sa au auzit un țipăt care îți îngheța sângele în vene. Era strigătul de luptă al unei hoarde de războinici africani, cunoscut prin ferocitatea și cruzimea lor. Războinicii, îmbrăcați în costume speciale de luptă, se năpusteau în jos pe deal cu sulița în poziție amenințătoare de atac, gata să lovească oricând. Nici misionarul și nici însoțitorii lui nu erau înarmați, așa că nu se puteau împotrivi, dar nu puteau nici să fugă. A scăpa din mâinile lor era o imposibilitate. Ce mai era de făcut? O scurtă rugăciune pentru ajutor, apoi pastorul se întoarse spre ei și, spre uimirea tuturor, a început să urce panta în întâmpinarea atacanților. Când distanța care îi separa a devenit destul de mică și s-a oprit, a ridicat brațul drept și a strigat: "Ce vreți să faceți, oameni buni? Ce înseamnă această invazie? Cum îndrăsniți să deranjați pe un sol al Dumnezeului celui viu în misiunea lui? Rămâneți pe locurile unde sunteți." Uluiți, războinicii au încetat alergarea dezordonată, apoi s-au oprit. "Acum aruncați sulițele," porunci pastorul în continuare. Au aruncat armele și peste câteva clipe, războinicii stăteau încurcați în fața pastorului, parcă așteptând să le spună ce mai au de făcut. Întorcându-se spre hamalii săi, misionarul a spus: "Acum puteți să vă întoarceți la casele voastre. Bagajele vor fi duse mai departe de acești oameni." Războinicii au ascultat docil dispozițiile misionarului. Acele locuri primejdioase, cunoscute cel mai bine de ei, au fost trecute cu bine. Peste câteva zile, pe harta Rwandei s-a aprins o nouă lumină. Era misiunea întemeiată de curajosul misionar. Amin. Pacea Domnului, bine v-am găsit! Vă aduc salutări de la comunitatea Negrești, unde am avut cina Domnului, și de la comunitatea Glodenii Gândului, unde am avut 25 de ani de istoria adventă la Glodenii Gândului, în districtul Războieni de Iași. În drumul spre priveghiul din seara aceasta, am zis să poposim puțin la Bacău, la comunitatea Mamă, și am venit cu mare drag și ne bucurăm să vă vedem. Sunt împreună cu doamna mea, cu Livia, și ne bucurăm de fiecare față pe care o cunoaștem și ne bucurăm de cei pe care nu-i cunoaștem. Dumnezeu să binecuvântează întreaga comunitate cu mult curaj, nici un pic de teamă. Și am învățat în seara aceasta despre leac împotriva fricii. Care-i concluzia? Cum puteți scăpa de frică? Ați văzut, sunt două atitudini. Ori intri în luptă, ori o iei la fugă. Da? Pe care, la care v-ați gândit să o adoptați? Ce atitudine doriți să aveți? Să știți, cuvântul biruință cuprinde în el intrinsec și luptă. Nu se poate biruință fără luptă. Vreau să vă întreb ceva. Spuneți, Domnul Iisus i-a fost teamă să coboare din cer pe pământ? I-a fost frică? Știa ce l-așteaptă? Da, știa. Știa. Și i-a fost teamă? I-a fost frică? Iubiții mei, sigur că aceasta e concluzia programului. Cu el nu ți este frică. Și dacă vrei să calci pe urmele lui, să faci lucrurile așa cum le-a făcut el, nu trebuie să-ți fie frică. Teama poate fi pentru pierderea vieții acestea, teama cea mai mare.
Dar știți care teamă ne incomodează cel mai mare de a face un lucru bun? Râsul oamenilor, a celor din jur, înjosirea eu-ului. Aceasta este un mare pericol pentru noi. Și aș vrea să vă transmit într-un minut o predică trăită de cineva, cum și-a învins teama de frica, de rușinea lumii și cum a făcut un act care a fost ținut minte. Se spune că la o biserică din Statele Unite, pastorul era gata, pregătit să înceapă cina, să înceapă predica, era așezat acolo, dar s-a întâmplat ceva. O comunitate plină, care avea doar un culoar pe mijloc, poporul aștepta, erau băncile absolut pline și intră un om înalt, dar cu hainele, de cum a intrat, oamenii au început să se ferească de mirosul pe care l-a răspândit. Și omul acela a tot avansat, pentru că se uita în dreapta și în stânga, nu mai era niciun loc liber și nimeni nu s-a gândit să mă scoluie să dau loc acestui om. Toți se cam fereau de el, până când omul a ajuns în față de tot. Și s-a așezat pe covor acolo. Pastorul să se ridice, să țină, a mai așteptat o clipă. La un moment dat, oamenii au început să audă din sală toc, toc, toc. Era din spate, de acolo, de lângă ușă, primul diacon, trecut de 80 de ani, care se îndrepta în față spre intrus. Și el mergea în baston, pentru că se folosea de un baston. Și toc, toc, în liniștea aceea apăsătoare, doar bastonul se auzea. Și toți se întrebau ce va face, îl va ridica, îi va spune să iasă, îi poate dă un scaun, poate... Știți ce a făcut acest prim diacon? A venit și s-a așezat alături de el pe covorul din fața amvonului. Când s-a ridicat pastorul să predice, a spus: nici unul nu veți mai ține minte predica mea astăzi, dar veți ține minte gestul pe care l-a făcut primul diacon al bisericii. Ți-ai învins rușinea, teama, ai venit alături. Bine ați venit amândoi în fața Domnului la altar. Iubiții mei, să nu ne fie niciodată teamă de vrășmaș că l-am învins Domnul, dar mai ales să nu ne fie teamă și frică că va zice lumea ceva, coborându-ne asemenea Mântuitorului la nivelul fiecărui om care are nevoie de noi. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.